Soarta lui Tudorel Toader va fi decisă săptămâna viitoare. Moțiunea intitulată Tudorel Toader și PSD-ALDE luați mâinile murdare de pe justiție, inițiată de PNL și USR, trebuia supusă votului în plenul Camerei Deputaților, însă ședința a fost suspendată. De vină ar fi deputații PSD care au lipsit în masă. O moțiune simplă se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, potrivit regulamentului. Însă chiar dacă trece, moțiunea simplă este doar un avertisment și nu duce automat la demiterea ministrului împotriva căruia a fost depusă, existând precedente în acest sens. Așa am convenit cu domnul Călin Popescu Tăricianu să discutăm și cu doamna Dăncilă, ori vineri, ori luni. Și sigur că da, și o discuție la care să participe și domnul Toader. După care o să avem noi o discuție cu grupurile parlamentare. Adică lucrurile trebuie tranșate și limpezite într-un fel sau în altul, pentru că au fost declarații contradictorii și din partea domnului ministru Toader, sau neclare, și din partea unor colegi de-ai noștri, și lucrurile astea nu mai pot continua. ALDE îl susține în continuare pe Tudorel Toader și a anunțat că nu va vota moțiunea. Totodată, ministrul Justiției a subliniat că a îndeplinit atribuțiile cu bună credință. Surpriza a venit din partea PSD, partid care l-a criticat ieri pe ministrul Justiției. În același timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că deputații UDMR nu îl vor susține pe Tudorel Toader la votul moțiunii simple. Tudorel Toader, care ocupă funcția de ministru al justiției cu susținerea ALDE, a refuzat să-și dea demisia în ciuda protestelor magistraților și societății civile.